Salut și v-am găsit la un nou episod din Ice Cream 3, iată din nou joculețul ăsta și astăzi vreau să facem ending-ul secret. Da, ați auzit bine, există un ending secret în care putem afla mai multe informații despre mama lui Rod, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade pe viitor. Și în afară de chestia asta o să vă mai arăt și alte secrete în acest episod, pentru că știu că sunteți foarte, foarte curioși, așa că hai să dăm aici pe play. Să nu mai stăm foarte mult la vorbă și vreau să văd cine a apăsat deja pe butonașul ăla de like. Știu că sunteți câțiva dintre voi care nici bine n-a început episodul și voi deja ați dat acolo pe like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut deja acest lucru. Și hai să vedem noi care-i trebușoara cu acest nou ending și cu aceste noi secrete și toate cele. Mai întâi o să trebuiască să facem rost de cheia de la intrare, care nu știu exact pe unde este. Cheia de la intrare mereu este random și nu știu că ați apucat să vedeți episodul meu anterior, dar dacă nu ați apucat, vă recomand să-l vedeți pentru că la practic e un fel de tutorial cap-coadă cum să termin jocul într-un timp foarte scurt și cea mai optimă metodă de a termina jocul. Ați văzut că nici măcar nu a prins măcar o singură dată. Așa că de data asta o să lăsăm să ne prindă pentru că domnul Rod are un animăluț de companie. Cum are și Granny, cum a avut păianjenul în genul și acum are tot un fel de păianjenel, Rod are un crocodil. Nu știu de ce. Habar n-am care-i faza, dar are un crocodil. Și vreau să-l vedem, vreau să văd ce chestie are, vreau să văd ce se întâmplă când te prinde acum mai nou în acest joc. O să dăm skip pe chestia asta pentru că deja știm. Și o să stau așa și să mă uit stânga-dreapta, să văd dacă îmi dau seama unde o fi domnul Rod. Pentru că nu vreau să mă vadă sub nicio formă, că dacă te vede e problemă. Hai să vedem. Și odată ce am ieșit, am să mă bag aici și să văd dacă dăm de el. Cred că știi cum? O să apară în momentul în care iau arma asta și îmi pușc la cătul. Cred că atunci apare. Hai să vedem. Eram sigur, frate. Deci eram sigur. Ok. Tragem lacul ăla de acolo. O arunca pușca pe jos. Ca să pot să mai arunc pușca odată, trebuie să mă uit la o reclamă și vreau să fac chestia asta momentan. Nu știu dacă știe unde sunt. Nu știe unde sunt. Ok, este perfect. Este perfect. Da, acum o să trebuiască să... Încercăm să scăpăm de el. Vine destul de încetișor, deci nu cred că mă vede. Nu cred că mă vede. Sper să nu mă vadă. A trecut pe lângă mine, nu știu unde e, nu pot să întorc capul să mă uit. Și mi-e frică că dacă o să ies acum, o să mă vadă. Ok, l-aud în dreapta mea. Deci momentan l-aud în dreapta mea. Dar o să vedeți și ending-ul secret în episodul de azi. Stați pe fază, stați aici, nu pierdeți nici măcar o secundă din acest episod, pentru că o să merite. Vă promit eu. El s-a dus în casa mea, dacă vă vine să credeți. Și acum o să intrăm aici și o să-i dăm să mergem în camping, de exemplu. Ce vrem noi mai exact? Vrem să mergem să ne prindă la el acolo. În zona aia lui. O să-i dăm skip și la ăsta. De fapt, știi ce? Înainte să ne prindă el pe noi, hai să mergem la shopping center mai degrabă. No, de fapt, hai că facem cu shopping center-ul mai târziu. O să vă arăt și la shopping center, este o șmecherie. Dar pentru un moment vreau să mă prindă. Hai că acum trebuie să-l caut eu pe el. Acum îl vânez eu pe Rod. Câțiva dintre voi nu știați că pe el îl cheamă Rod. Pe el îl cheamă Rod Sullivan. Și da, este caracterul rău din jocul acesta. Și acum vedeți, mai avem două vieți. Da, am mai rămas cu două vieți acolo. O să trebuiască să avem mare grijă acum pentru că ne-a băgat într-un frigider. Și știți că așa făcea și în primul joc, doar că aici avem acum alte metode de a scăpa. Și vreau să vi le arăt pentru cei care ați ajuns în situația aceasta să vă prindă. Prima dată va trebui să căutați aici, ați avea o farfecă și mergeți pur și simplu și tăiați fricelele astea pe care deschideți. Nu mai aveți nevoie de farfecă, puteți să o aruncați. Aoleu, a venit. Zic că vine încoace. Oh my god, m-a prins iarăși. Nu vine să cred. Frate, nu e corect să mă prind a doua oară când eu eram aici abia? Ok, am ieșit din nou. De data asta o să fiu un piculeț mai greuț pentru a putea scăpa. De fapt, da, că trebuie să cauți mai mult și nu știi unde e. Ai nevoie de o rangă a doua oară. Sunt și pistoalele astea, dar astea un piculeț mai complicat de făcut rost de ele. O să vă arăt în alt episod, poate. Dar trebuie să facem rost de o rangă. Și nu știu unde este această rangă. Pentru că vedeți, aici este un tile secret care se poate deschide doar cu ajutorul acelui tool. Poate o fi într-unul dintre sertarele astea. Nu știu ce face Rod pe afară, că scoate niște sunete ciudate. Bă, unde e ranga, mă, frate? Pe aici nu e. Ok, în frigider? Poate să fie în frigider? Bă, nu e nici în frigider. A, uite-mă.
Ok, și cu ranga deschidem aici. Bam, tunel se crede direct. Ziceți voi că nu e șmecher. Nu știu, mi se pare mult mai șmecher jocul ăsta față de celelalte ice cream-uri. Se pare mai bine realizat. Așa, mă, nu știu unde e. O să merg așa, tip-til, tip-til, bam. Iar aici, ia uitați-vă cine e. Este domnul aligator sau crocodil. Nu știu exact care e diferența. Oh, nu, nu, nu. Vai ce era să mă mănânce. Vai ce era să mă mănânce. Dați-i un nume în comentarii, ok? Vreau un nume în comentarii. Fiecare să-i dea nume. Eu o să-i zic domnul Gigel momentan. Dar uitați-vă. Mamă, ce drăguții, domni. Mă, ce drăguții. Da, nu e foarte drăguț. Trebuie să recunosc. Este chiar destul de rău. Și poți să-l îmbunezi oarecum. Cred că m-a auzit Rod. Poți să-l împunezi. E o față cu niște ouă acolo. Nu știu care e faza cu ouăle respective. Dar îl poți îmbuna dacă îi dai pește. Peștele îl găsești doar la mall. Și trebuie să avem grijă că nu știu de în ce parte vine Rod. Ok. Ok, Rod, fii cu minte, fii liniștit, calmează-te. O să mergem acum să văd de unde luați peștele ca să-l îmbunați pe crocodil. Dar n-am înțeles încă care e faza cu crocodilul și cu peștele, așa că dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii. Eu am să vă arăt doar cum puteți să faceți rost de pește. Să vedem. Intrăm aici. Mergem rapid la shopping center. Îi dăm skip că nu trebuie să stăm foarte mult. Și hai să vedem. Intrăm aici și o să vedeți șmecheria. Dar îmi place faptul că ai diferite puzzle-uri, chestii pe care trebuie să le înveți și eu pentru primul episod am stat și am învățat o grămadă din joc ca să vă pot exemplifica, pentru că vreau să aveți un fel de ghid în momentul în care vă uitați la episod, știi, să știi, bă, uite așa trebuie să fac, eu mă uit la episod și îmi dau seama imediat ce trebuie să fac. Mi se pare foarte tare chestia asta. Aici trebuie să te uiți în sus, așa, bam, și acum merge aici și ți-ai o undiță, chestia asta nu am făcut-o până acum. Fishing rod, perfect. Și mai să mergem noi. Îl vedeți pe domnul de înghețată, chiar acolo. Nu știu că pot să pescuiesc de aici, am să încerc. Ajunge până acolo? Hai că a ajuns, hai să vedem. Și acum dai așa și tragi peștele. Țac, și avem pește. Și acum cu peștele ăsta va trebui să plecăm de aici. Stai să vedem pe unde vine, aha. Ok, ok, vină pe aici, nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Am mai trebuit să fac cumva să nu mă mai vadă. Să nu-și dea seama unde mă duc. De că m-a pierdut deja. Coborâm pe aici prin chestia asta. Sper să nu coboare pe acolo, că eu am nevoie să ajung la mașină. Ba chiar pe acolo coboară. Aici e un piculeț mai tricky faza asta, pentru că te joci practic de-a vața ascunsele, te joci cu Rod. Și na. Domnule Rod, vă rog să nu mai faceți nebunii de-astea. Uite-l iarăși, mă. Deci nu vrea sub nicio formă să mă lase în pace. Asta e direct. Aș fi putut să joc pe Ghost Mode. Pe Ghost Mode, practic, este Easy Mode. Adică nu te vede deloc. Poate să stea și lângă tine și nu-ți face nimic. Ceea ce nu prea e chiar ok să te joci pe Ghost Mode. Adică de ce te mai joci? Dacă te joci pe Ghost Mode, de ce te mai joci? Tot challenge-ul este să te urmărească omul de înghețată, știi? Adică, na. Dar, dacă vrei să înveți jocul, știi, poți să încerci Ghost Mode. Bun, hai să vedem, sper să mă las în pace. M-a lăsat în pace, mergem noi la stol acum, fără să mă captureze. Iar acum am să folosesc acest pește. Și să vedeți voi șmecheria. Sper să nu... Op! Bă, voi ați văzut că s-a spawnat în fața mea? Fără niciun mișto, adică... Cum este chestia asta corectă? Parcă vezi că se spawnează undeva pe lângă mine acum și mă omoară. E acolo. Ok, mă uit pe sub mașină, nu prea-l văd. Și nu vreau să dau într-o parte și să dau de el, știi? N-ar fi optim pentru sănătatea mea. Ok, s-a dus pe acolo. Ok, și acum te duci cu peștele și îl pui aici. Bam! Și domnul se duce și îl halește, iată. Hop! Hop! Ați văzut? Dar nu știu care e faza. Din ce știu eu, există o șansă foarte, foarte mică ca acest crocodil să mănânce un pește de aur. Dar trebuie să pescuiești acel peștișor de aur și este foarte, foarte rar. Adică poți să ai șansă să-l prinzi, dar e foarte rar. Ok, hai să vă arăt ce se întâmplă dacă te prinde Rod de prea multe ori. Și după asta o să mergem să vedem ending-ul secret și o să vă mai arăt și alte secrete de-a lungul episoadelor.
Să bagă să se culce, fiți atenți. Domnule Rod, dormiți? Dormiți, domnule Rod? Aoleu, l-am trezit. Bună dimineața! Aoleu. Hai că m-a prins, ok. Nu-i problemă, stați liniștiți. Am fost capturat și încă mai avem șansa și de data aceasta. Când te capturează a treia oară, încă mai poți să mai trăiești. Acum tot ce trebuie să faci este să arunci aceste blocaje pe care ți le-a pus el aici special. Ți-a apăsat și un pic te uiți în sus așa și le împinge, știi? Ți-a apăsat, te uiți în sus un pic și le împinge, dar trebuie să nu fie altele în cale. De exemplu ăsta, bam, încercăm să-l dăm la o parte. Sunt foarte grele, nu știu exact ce a pus în ele, dar sunt destul de greuțe. Așa, hai. Du-te, bam. Nu trebuie decât butoaiele astea în principiu să le dai un piculeț mai încolo, că după aia o să poți să dai și astea, uite, vezi? Și acum pur și simplu te duci pe aici și ai scăpat. Pistoalele e un piculeț mai complicat, n-am să vă zic acum momentan despre ce este vorba, o să vedeți mai încolo, în alte episoade probabil, dacă o să mai vreți și alte episoade, dar asta depinde în funcție de voi. Dacă n-ați apăsat încă butonașul ăla de like, aș aprecia mult de tot dacă l-ați apăsat chiar în acest moment. Să strângem și noi acolo peste vreo 15.000 de like-uri la episodul de azi, dacă vreți să mai vedeți Ice Cream pe viitor. Dar asta se întâmplă în momentul în care ai fost capturat de prea multe ori. Te ia și te duce la el acasă împreună cu cel pe care l-a capturat deja. Și vedeți, Rod Sullivan, rețeta fericirii stă la fiecare, adică fiecare poate să obțină fericirea într-un fel sau altul. Seamnă puțin cu endingurile anterioare în care el te prinde. Nu mai sunt sigur dacă tot la fel erau. Să-mi spuneți voi. Și la fel, ne-a băgat într-un frigider și aici o să înghețăm. Adică n-avem nimic, n-avem nicio altă șansă să mai scăpăm. Suntem prinși pentru totdeauna și ne îngheață. Acum am să vă arăt endingul secret. Nu ăsta a fost endingul secret, ăsta a fost game over screen-ul, să zic așa. Endingul secret este diferit. Și ce trebuie să faceți pentru a obține endingul secret? Ei bine, trebuie să terminați jocul cap-coadă. O să dăm aici pe play, nici măcar n-are importanță că îi dai Ghost, Normal, Hard sau Extreme, îi dai pe play și nu știu dacă mai țineți minte, dar la finalul jocului, el a reușit să facă rost, caracterul nostru principal a reușit să facă rost de o poțiune, poțiunea aia secretă care îi dădea putere lui Rod. Și poțiunea aia secretă o avem, este la noi, așa că hai să vedem, hai să mă uit și eu pe aici, până una alta, hai să explorăm puțin zona și să... Mă uit pe aici pentru că, uite, sunt chestii pe care eu nu le-am folosit până acum. Chestii pe care eu nu le-am văzut. Uite, ăștia sunt cei patru prieteni. Da? Este fata, este el și cu ceilalți doi băieți. Chestii pe care nu le-am folosit, nu m-am uitat la detalii și jocul ăsta chiar merită. Adică, voi vă imaginați că este un joc de telefon mobil, dar e de o calitate atât de mare. Adică nici nu se compară, frate. E de o calitate atât de mare încât zici că e joc de calculator, pe bune. Eu mă joc de pe calculator. Dar jocul este de telefon, mă joc pe un emulator, știi? Așa că, da, vi-l recomand din toată inima, îmi place la nebunie Ice Cream și în general jocurile astea gen Granny sau etc, știi, îmi plac, sunt jocuri în care eu pot să explorez și pot să descoper chestii. Bun, odată ce ai făcut, apropo, aici poți să scrii numele tău sau ce vrei tu să scrii, de exemplu poți scrii Max Infinity sau ceva, dar n-am să fac chestia asta momentan. Și vedeți că aici avem noi poțiunea, deci astea sunt, dacă mai țineți minte, când am terminat primul joc ne-a dat ăsta, când am terminat al doilea joc ne-a dat ăsta sau invers, nu mai știu care a fost ordinea, și când am terminat al treilea joc ne-a dat asta. Dacă vă gândiți puțin, asta este poțiunea pentru a face o înghețată, da? Ai lapte? Făină, nu știu ce, bam, 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 nu știu exact cum se face înghețată, dar așa am înțeles că cica asta ar fi poțiunea, da? Luăm astea, fiți atenți. Hopa! Ce se va întâmpla? Oh my god! Oh my god, mănâncă înghețata aia cu poțiunea făcut. No! Ce se întâmplă? No! Ești bine, băiete? Aoleu, sunt îngrașă. Poate se transformă în Rod el. Sau pur și simplu s-a îngrășat. Nu știu exact. Dar uite, am făcut rost de chestia asta. Acum m-am îngrășat și acum dacă ies pe ușă... În afară de faptul că merg foarte greu acum, din cauza că m-am îngrășat aparent. Deci merg mult, mult mai greu decât înainte. Nu pot să mai alerg atât de tare. Dacă mă duc eu pe ușa asta... Se schimbă povestea. Ce copil drăguț, vino încoace, am un cadou pentru tine.
Așa și-a demenea el copiii, știi? Da, da, vină mai aproape. Nu știu dacă ar trebui să vin, domnule. Vrei înghețata mea delicioasă? Ha, ha, ha. Mamă, ce creepy e. Acum sunt în pielea ălora pe care îi lua el. Și dacă mă apropii... Bineînțeles că mai ia și pe mine. Ok. Și acum ce? Te-am prins? Ok, unde mă vei duce? Ce? Uuuu! Și un fel de scenă cu credite. Și de fapt ăsta este finalul adevărat, dacă e să o luăm așa corect. Dar după ce se termină creditele, ne mai arată ceva secret despre mama lui, din ce am înțeles. Deci am să vreau să stau și să mă uit și la pozele astea, că pozele astea au legătură cu povestea. Să le și vedem. Deci noi acum suntem în drum spre casa lui sau apar... Uite, ăsta cred că e Rod din poza asta. Ăsta cred că este Rod din această poză. În momentul în care își face el planurile și ce o să facă. Și vedeți, el înainte să fie omul de înghețată lucra pur și simplu la un restaurant. Asta este povestea lui. Lucra la un restaurant, era un om ca oarecare. S-a angajat să dea și cu mătura pe acolo, pe la zona aia de cinema. De aia am jucat în Ice Cream 2 la zona de cinema, dacă mai țineți minte. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva cu el. Abar n-am ce s-a întâmplat. Dar a luat o razna. Efectiv a luat o razna. Și a făcut o căsuță în copac. Și a închis cheia acolo. Cheia pe care noi am făcut rost de ea în episodul anterior. Dacă v-ați uitat la acel episod. Și asta e faza cu căsuța din copac. Ok. Și acum, ia să vedem. Și mi se pare genială chestia asta, că au băgat un mic easter egg cu o poveste. Eagles Junior High School Camp. Ce, asta era o tabără de liceu. Este mama lui, uite. It's over. S-a terminat. Așteptarea este... S-a terminat. O să mă întorc la fiul meu. Oh my god, ce față are. Oh my god, nu mai zâmbi, te rog. Te rog frumos, închide gura. Ai de capul meu. Ok. Ăsta a fost Ice Cream 3. Dacă o să mai fie și alte chestii pe care să le facem, poate o să le facem, nu știu exact. Dacă v-a plăcut, puteți să dați acolo un like. Am și TikTok-ul meu în descriere. Dacă vreți să-mi dați un follow acolo, de fiecare dată când postez un episod mai anunț pe acolo, mai una alta, și pe Instagram de asemenea. Dar da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!